În peisajul turistic al țării, Brașovul ocupă un loc de frunte, datorită atât farmecului său natural, cât și măiestriei cu care gospodarii orașului știu să-i valorifice potențialul cultural istoric. De curând, la Biserica Neagră, au început concertele publice de orgă. În fiecare după-amiază, sute de localnici sau turiști audiază pe organistul Eckhard Schlant, care de această dată interpretează pentru dumneavoastră fragmente din preludiul în mi bemol major și din tocata și fuga în re minor de Johann Sebastian Bach.